Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, alături de coaliție formată din peste 150 de organizații ale societății civile, 856 de cadre didactice, precum și alte mii de cetățeni preocupați de sistemul educațional din România, susține solicitările formulate din cele 13 culte religioase recunoscute în România în legătură cu proiectul legii învățământului preuniversitar. Proiectul privind noua lege a educației impune profesorilor obligația de a preda la clasă diversitatea sexuală cu referire implicită la conceptul de orientare sexuală. Această vandită formă de îndoctrinare ideologică a copiilor și nepoților noștri încalcă într-un mod flagrant convingerile morale, religioase și filozofice ale unei majorități covârșitoare de cetățeni români. Cunoaștem cu toții din teribilă experiență a altor țări că promovarea acestei ideologii de gen atrage după sine la din ce în ce mai mulți copii schimbări de orientare sexuală și chiar schimbări de sex, cu consecința mutilării psihice și fizice a copiilor pe viață, inclusiv distrugerea definitivă a capacității reproductive. Copiii și nepoții noștri trebuie feriți de propaganda ideologiei de gen, mai ales când se cunoaște că această ideologie le poate produce dezechilibre psihice și emoționale majore, îndepărtându-i de părinți, de familie și de tradițiile spirituale ale poporului lor eliminarea din proiectul de lege a obligației de a promova diversitatea identitară în școală și a sintagmei referitoare la orientarea sexuală reprezintă o prioritate națională ce reclamă o preocupare conștientă și responsabilă din partea tuturor celor interesați de bună educație a generației actuale și viitoare. Deși statul are un rol vital și susținerea și implementarea demersurilor ce privesc dezvoltarea și protejarea integrității sociale românești, vocea care trebuie să primeze în deciziile ce influențează viitorul României trebuie să aparțină societății civile, părinților, profesorilor, ONG-urilor, etc. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Libertatea conștiinței trebuie înțeleasă și respectată, iar părinții au dreptul natural și constituțional de a se ocupa de creșterea și educarea copiilor lor. Statul este și trebuie să rămână o unealtă în slujba propriilor cetățeni. Poziția publică formulată de OCDL, adoptată și transmisă decidenților politici și guvernamentali, poate fi citită accesând linkul din descriere. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.